Câinii au fost împușcați pe străzile din Recea Zioana Miaza Mare. Sătenii au fost indignați și au spus că s-a tras dintr-o mașină fără ca ei să fie avertizați. Așa că printre maidanezi au nimerit și câinilor. Această femeie povestește că a auzit o împușcătură și a ieșit în drum. Acolo și-a găsit câinele mort în fața porții. M-am speriat, am crezut că a buhnit ceva și a ieșit repede. Cineva, un om de pe Ișianu, pe mahal, a văzut când a scos pușca pe fereastră. Nici nu s-a dat jos de mașină. Cred că vecinul a venit la mine și a început a plânge că eu am pușcat câinele. Dar eu n-am văzut și ea cam șit și ne-a arătat ea că aici câinele am pușcat. Femeia spune că mai mulți câini au fost uciși în câteva regiuni ale satului. Pe imaș tot a fost împușcat. La gunoi știu, a fost împușcat tot azi. Eu am întrebat din lume. S-au auzit niște împușcături tare. S-au zis așa, în partea și de sat. Tu ai văzut, Vitalic, anunț. Nu a fost și eu anunț nimic. A spus că a pus anunțuri, dar eu n-am văzut nici un anunț pe stâlp. Pe de altă parte, primarul satului a declarat că patrupezii au fost împușcați la rugămintea sătenilor, care s-au plâns că au fost mușcați sau atacați de maidanezi. În sat sunt focare unde câinii sunt dezlegați și au fost chiar mușcați de către câinii cetățeni. Am avut o decizie a Consiliului Sătesc în baza deciziei Consiliului Raional care ne-a fost expediat și noi luăm măsurile de prevenire. Ba mai mult, primarul susține că a distribuit și anunțuri în care a atenționat localnicii să nu-și lase câinii dezlegați. Primarul explică de ce nu a folosit altă metodă pentru a scăpa de câini. Ca să-i castrăm, trebuie să fie medic special care să-i castreze. Dar oameni, eu am așa, îi spun de așa oameni care s-au pus și prindă câinii. Astăzi, organizațiile pentru protecția animalelor au anunțat că vor depune o plângere la procuratură. Organizațiile obștești scrim o petiție care am să punem pe Facebook să scălească toate persoanele care doresc să ne întâlnim la Procuratura Generală, fiindcă asta este o acțiune barbară, o acțiune în care au suferit atât animalele, cât și oamenii. Potrivit legislației, cei care maltratează un animal riscă o amendă de până la 400 de lei.